ploaie măruntă și rece. Deasupra arenei de la Mogoșoaia sunt 3 grade înaintea acestei partide dintre FCSB și Șepși. Șepși are al doilea atac din Liga 1 după FCSB, dar înaintea Craiovei sau înaintea CFR-ului. FCSB începe cu Vlad în poartă, așezare 4-3-3, Crețu, Miron, Cristea, Ovidiu Popescu în flancul stâng, o noutate, Moruțan, Perianu, Olaru la mijloc în față, Denis Man, Florinel Coman și Octavian Popescu, Vajvari și Aganović la mijloc, în față Ștefănescu și Șafranco, golgheterul slovac a dat până acum 4 goluri, absenți de la Șepși sunt Ișvan, Filip, Dumiter și Dimitrov. La al treilea FCSB Șepși și meciul începe cu o minge lungă, un atac început cu o minge lungă de Șepși acolo în flancul drept, flancul lui Crețu. Minge recuperată, iată-l pe Perianu, iată-l pe Ștefănescu, Florin Ștefan. Bună, bună acțiune, acțiune cursivă, pas înapoi și acum urmează centrarea lui Ștefănescu, însă Bubacar lasă mingea să treacă, o minge care ajunge apoi în flancul drept, centrare care aproape că șterge vincul, a fost centrarea lui Panayotis a lui Șepși. Atac cursiv, prelungit, cu participare masivă a jucătorilor lui Șepși. Încă o victimă a lui Bubacar, lui Meme Stoica i-a fost de ajuns, aruncat și cu căciula de pământ. Feșnic concentrat privind grupul de jucători din fața lui, într-adevăr, lovitură de cap și gol. Gol marcat de Cristea la lovitura liberă bătută de Coman. Oaspeții au cerut offside, am văzut câteva mâini ridicate. Iată că după o jumătate de oră, FCSB înscrie la prima sa ocazie acestui jucător adus de la Gazmetan. Este o eroare mare în defensivă. Cristea vine fără marcaj. Bravo, Cristea, bravo! Nu știu cine stătea la el. Cred că Florin Ștefan în mod normal. Centrarea lui Florin Ștefan, intervenție bună a lui Cristea. Pătrunderea bună a lui Florin Ștefan și gol marcat de Bubacar, 1-1. Bubacar Fofana egalează. Un șut cu latul, aș zice, trimis lângă bară, 1-1. Florin Ștefan, pasă bună și șutul din prima, pe care eu cred că Andrei Vlad trebuia să-l cam prindă. E drept, mingea vine de aproape, e șutată destul de tare, cu latul însă, nu vie. Pasă bună Aganović, urcă bine Delianidis, pe jos și șutează Nuvie în blocaj, continuă acțiunea șutului Aganović, se duce peste plasa protectoare. Cred că și-a luat câteva secunde de gândire, apoi a lăsat jocul să continue. Leo Grozavu a pus foarte bine la punct această echipă din Sfântul Gheorghe. O greșeală a lui Ovidiu Popescu și un șut tare, mingea trece alături, ocazie mare a lui Brian Nuvie. Și galbene, Nuvie îi fură mingea lui Ovidiu Popescu și șutează. O, ce greșeală, greșeala lui Cristea, minge recuperată de Petrila și călcat acum pentru Aganović. Tranziție pozitivă făcută rapid de formația din Sfântul Gheorghe. Întârzie puțin acum Nuvie, care centrează și mingea îl lovește pe Andrei Vlad după o respingere greșită și vine apoi reluarea lui Șafranco. Șafranco șutează,
Totuși pare că are un reflex Vlad, pentru că într-adevăr întinde mâna. Era să piardă Florin Ștefan acest balon, pentru care se bate acum Darius Solaru, îl dă la o parte fără probleme Bubacar. Delianidis cu o centrare bună, Vlad, și Vlad încă o dată. A fost Petrila care n-a reușit să ajungă la acel balon, șutat acum peste poartă, dar acolo este o mare suspiciune de 11 metri în favoarea Clujului. Feșnic, probabil cu gândul la faza din prima repriză în care n-a dat penalti pentru FCSB. De fapt n-a fluierat. Ia să vedem încă o dată. Mingea rămâne la Nuvie, apără Vlad, apără a doua oară Vlad. Încearcă să intervină la balon Șafranco, este împiedicat. Nu este Șafranco, cred că e mai degrabă Aganovici. Iată-l pe Moruțan, intervenție foarte bună, Moruțan, nu intră mingea în poartă, o minge care îl lovește, este scoasă de pe linia porții, un balon care refuză să intre în poartă. Uriașă ocazie ratată de FCSB. Voleu al lui Moruțan, scos de portar, încă o dată voleu. Minge scoasă de pe linia porții, cel care a avut un meci extrem de greu. Și după părerea mea a ratat două lovituri de pedeapsă, câte una pentru fiecare tabără. 1-1, rezultat mare pentru Șepșii.